Mi-aduc aminte de un discurs pe care Andrei Pleșu l-a ținut în deschiderea unui congres de cardiologie și a vorbit o oră despre inimă înțeleasă în diverse moduri, ca suflet, ca organ, într-un fel ca interfață între oameni. Pentru că nu există altă modalitate de a înceta viața decât prin oprirea inimii. Pentru noi, chiar dacă noi nu putem funcționa fără creier, că nu putem funcționa, dar mai putem supraviețui. Putem fi, știți, există termenul acela de legumă, deci o vietate care mai clipește din ochi dacă inima îi funcționează, chiar dacă nu reușește să mai înțeleagă nimic. Dar când inima s-a oprit, se tup. E o diferență mare între ce se întâmplă la nivelul creierului și ce se întâmplă la nivelul cordului. De ce spun? Pentru că noi putem să funcționăm, de exemplu, o perioadă ceva mai lungă decât se întâmplă la nivelul creierului, fără să fie activitate electrică și mecanică. Ni se întâmplă marele necaz din cauza faptului că nu se asigură o perfuzie la nivelul creierului. Și sunt nenumărate cazuri, inclusiv acum am vreo 2-3 care sunt în această situație, veniți pentru că au făcut un stop cardiac de pildă în ambulator, zicem noi, resuscitarea n-a fost începută, n-a fost făcută la timp sau n-a fost făcută corect sau a durat prea mult. Până la urmă, inima a răspuns, însă celula cerebrală nervoasă nu mai poate rezista și atunci funcționează inima chiar în parametrii normali, din păcate fără finalitate pentru individul respectiv, pentru că nu va mai putea să recupereze. Încât ideea de creier al inimii nu mă duce cu gândul la a prelua inima din funcția, să zicem, a creierului, să permită individului să funcționeze fără să aibă substanța nobilă cerebrală. Nu poate. Altfel aș înțelege eu, poate, ideea de creier al inimii. Acel loc face ca să pornească inima, să se contracte. Deci acel sistem, câteva celule care generează activitatea în sistemul excitoconductor al inimii. Grație căruia inima bate, mușchiul se contractă și trimite sânge în arborele arterial. Acesta este, cred că n-are rost să-l definesc în termeni medicali, dar acesta este locul care poate fi numit creier al inimii. Sunt momente când el este perturbat și atunci toate lucrurile rele se pot întâmpla, fie că nu se mai transmite acest impuls și preluat de centri care, în mod normal, n-ar trebui să existe și apar tulburările severe de ritm cu fibrilații ventriculare, deci în care dacă nu ai la îndemână instrumentul, defibrilatorul sau să știi să faci o resuscitare corectă, omul moare. Dar să spunem, în afara acestor situații dramatice, chiar și după ce restabilești un curs corect, o contracție corectă, el reîncepe. E ca luminița care tot timpul se aprinde, e într-un fel așa poate cel mai muncitor grup de celule din organism și grație căruia noi trăim, pentru că se autoexcită. Deci se produce o generare, ca să zicem, de energie de la un grup mic de celule fără de care n-am putea exista. Deci acela ar putea fi numit creier al inimii.